Guvernul a aprobat recent acordarea unui ajutor financiar în limita sumei de 309.500 de euro pentru depozitarea privată a cărnii de porc. Ajutorul se acordă ca sprijin din Fondul European de Garantare Agricolă și se prefinanțează din sumele alocate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2016 din venituri din privatizare. Ajutorul se acordă pentru cererile depuse începând cu 4 ianuarie 2016. Cererile se raportează la o perioadă de depozitare de 90, 120 și 150 de zile. Ajutorul se acordă operatorilor care în termen determinat retrage pe piață o cantitate fixată în prealabil de carne de porc proaspătă sau refrigerată, pe care o congelează și o mențin în stoc fără schimbarea depozitului pe o perioadă prevăzută într-un contract. Care sunt beneficiarii ajutorului? Pot beneficia de ajutor la stocarea privată a carnei de porc toate persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale, familiale sau persoane juridice, plătitori de TVA, denumiți în continuare operatori, stabiliți pe teritoriul comunitar și care desfășoară activitate în sectorul cărnii și al creșterii animalelor, sunt înscriși în Registrul Comerțului, dispun în vederea stocării de instalații corespunzătoare autorizate. Fiecare cerere trebuie să se refere doar la una dintre categoriile de produse aflate în anexă, care face parte din hotărâre și trebuie să acopere o cantitate minimă de cel puțin 10 tone de produse dezosate și cel puțin 15 tone pentru celelalte produse. După aprobarea cererii, plata se va face în contul beneficiarului în termen de 5 zile de la alimentarea contului APIA cu suma solicitată și aprobată. Sprijinul financiar se implementează de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și rețeaua sa teritorială. De asemenea, APIA va pune la dispoziția solicitanților formularistica și documentația necesare aplicării corecte a măsurii de acordare a ajutorului, precum depozitarea privată a cărnii de porc, și va elabora metodologia de aplicare a măsurii și ghidul solicitantului.